Bună seara! În această seară vă voi prezenta manager de proiect Abilități pentru a deveni unul de succes. Și agenda ar fi ce face un manager de proiect, abilități pentru a deveni un manager de proiect și, bineînțeles, o sesiune de întrebări și răspunsuri. Întâi de toate, probabil o parte dintre voi cunoașteți această diagramă, este cum acționează, de fapt, un proiect, cum clientul explică că și-ar dori acel proiect, de fapt, ce înțelege project leaderul, cum face designul analistul, pe urmă programatorul, cum scrie acel cod, testerii, ceea ce fac testerii, cum descrie un business consultant către client, descrie ca fiind un portofoliu super elegant care oferă confort, cum a fost documentat proiectul, de obicei lipsește documentația de proiect, pe urmă cum au fost instalate tot ce înseamnă partea tehnică, cum a fost facturat clientul, după cum se vede este un carusel foarte bine conturat, cum a fost făcut suportul, cum a fost marketat și, de fapt, ce vroia clientul. Până la urma urmei, trebuie să înțelegem ce își dorește clientul în acel proiect și să evităm acești pași pe care i-am văzut în aceste imagini. Totuși, ce face un manager de proiect? Principalele lui atribuții sunt următoarele. El planifică. Proiectul este un set de activități care trebuie desfășurate și el trebuie să știe să le planifice astfel încât, într-un final, să se atingă acele rezultate pe care clientul le așteaptă. El trebuie să organizeze pe baza a ce a planificat, el își organizează echipa astfel încât să obțină rezultatele scontate. El trebuie să coordoneze, să aibă grijă în permanență ca toate activitățile să fie desfășurate la timp, membrii echipei să fie constant în concordanță cu așteptările lor și cu ceea ce trebuie să facă, trebuie să controleze și, într-un final, trebuie să conducă astfel încât, la finalul proiectului, toată lumea să fie mulțumită și să poată să obțină acele rezultate. Acum revenim la partea pentru care am și început această prezentare. Ce abilități sunt necesare pentru a fi un manager de proiect de succes? Mie îmi place acest citat. Succesul se măsoară nu prin ceea ce a realizat cineva, ci prin obstacolele pe care a reușit să le depășească. Cu toții știm că sunt proiecte care au succes, altele eșuează. Poate fi contextul, pot fi riscurile asumate, pot fi estimările care poate n-au fost corect făcute inițial, dar unul dintre cei mai importanți factori pe care îl constituie într-un proiect este managerul de proiect. El este cel care coordonează toate activitățile. Și totuși, care sunt calitățile de care are nevoie un project manager pentru a fi un lider de proiect eficient? În primul rând, este partea de task management. Un, doi. Ok, dar oricum se auzea, deci nu era problemă. Revenim, în primul rând trebuie să știe să facă task management, să știe să-și planifice activitățile, un proiect este constituit din sarcini, astfel încât trebuie să știe cum să planifice acele sarcini ca să poată fi eficient. Ca și beneficii ale unui task management eficace, putem să vedem imediat tot ceea ce facem. Știm care sunt prioritățile proiectului și în fiecare etapă trebuie știm ce avem de făcut. Știm cât timp trebuie să facem acele sarcini. Putem grupa sarcinile împreună pentru a lucra la lucruri similare în același timp. Putem menține un volum de muncă echilibrat, astfel încât să putem ajusta sau delega sarcini, astfel încât termene limită să nu ne supra-solicităm, să putem delega sarcinile și termenele limită. Pe partea de comunicare, trebuie să știm să fim succinți și clar. Trebuie să știm să comunicăm în permanență cu echipa de proiect, să îi cunoaștem, să îi ascultăm. Nu trebuie doar noi să vorbim în cadrul proiectului, trebuie să știm să le ascultăm problemele, să îi încurajăm să vină către noi cu preocupările pe care le au, astfel încât, într-un final, să putem comunica în permanență cu ei și să putem evita ca unele probleme să aibă impact asupra proiectului nostru. Managerii de proiect pun accentul pe eficiență față de viteză.
Este cunoscut faptul că uneori, să spunem, mersul cu 50 de kilometri la oră pe o anumită destinație este mult mai eficient decât a merge cu 100 de kilometri pe oră, dar în cerc. Ei adresează întrebări. Ce trebuie comunicat? Cui trebuie comunicat? Când trebuie comunicat? Unde trebuie comunicat? De ce trebuie comunicat? Este foarte important să avem în permanență aceste întrebări în cap și să reușim să răspundem la aceste întrebări. Respectă echipa. Dacă noi respectăm echipa ca și manager de proiect, acest respect ni se va întoarce și nouă și vom fi tratați la fel. Este foarte important să acordăm încredere echipei de proiect. Și țin pe toată lumea în buclă. Pentru simplu fapt că noi suntem un manager de proiect și știm întotdeauna ceea ce se întâmplă în proiect, asta nu înseamnă că toți membrii echipei sau ceilalți factori cunosc și trebuie mereu să-i ținem în permanent, să-i ținem informați. Stakeholder management. Trebuie ca acești stakeholder să capete încredere în noi. Pentru asta, cum trebuie să ne ocupăm cu acești actori cheie? Pentru clienți, cheia este cunoașterea. Trebuie să le cunoaștem cultura organizațională, trebuie să le știm nevoile de afaceri și să incorporăm toate acești factori în inițiarea proiectului, astfel încât dacă apare ceva, un conflict cu clienții, atunci vom ști cum să îi abordăm. Cu membrii de proiect trebuie să-i gestionăm astfel încât să comunicăm constant cu ei. Cum menționam și mai devreme, este foarte importantă această comunicare constantă. Pentru executiv, cheia este să prezentăm un plan detaliat de repere. Executivii sunt întotdeauna interesați de cifre, de rapoarte, statistici. Trebuie permanent, la fel, să le dăm toate actualizările, progresul referitor la proiect, și să le dăm cât mai detaliat toate aceste cifre și statistici. În cazul managerului de resurse, cheia este să stabilim o relație bună cu ei, deoarece ei sunt furnizorii de resurse materiale, umane și financiare. Change management. În cadrul managementului de proiect, schimbarea este inevitabilă. Oricând, în orice ciclu de viață al proiectului, pot să apară schimbări. În cazul de față, trebuie să știm să abordăm această schimbare. Trebuie să existe un caz pentru schimbare, să-l prezentăm membrilor echipei, să formăm o coaliție puternică și să identificăm acei factori cheie din echipa de proiect care ne pot ajuta în a implementa schimbarea. Trebuie să creăm o viziune pentru schimbare, să comunicăm viziunea și schimbarea și să reflectăm pe tot parcursul proiectului. Nu este de ajuns doar să spunem că ok, o să se schimbe lucrurile, trebuie să le și implementăm, trebuie să eliminăm obstacolele, pentru că cu siguranță vor mai fi persoane reticente la schimbare și atunci trebuie să eliminăm acele blocaje. Trebuie să creăm câștiguri pe termen scurt, prezentându-le care sunt avantajele pentru schimbare, să construim pe schimbare, repetând toți pașii anteriori și să ancorăm schimbarea, asigurându-ne că schimbarea se produce. Pentru planificare este foarte important acel plan de proiect care se construiește încă de la începutul proiectului și cel mai ușor este să urmăm următorii pași, să înțelegem domeniul de aplicare, valoarea planului de proiect, să desfășurăm cercetări ample, să răspundem întrebărilor, să creăm conturul planului de proiect, să vorbim cu echipa, deoarece și echipa trebuie să fie conștientă de ce se va desfășura în proiect, să scriem întregul plan de proiect, să executăm planul într-un grafic Gantt, să-l publicăm, să-l împărtășim ulterior cu echipa și să ne asigurăm că îl citesc și îl înțeleg și să fim pregătiți să continuăm planificarea, pentru că, cum prezentam și mai devreme, pot apărea schimbări și atunci va trebui să ajustăm acest plan. Pe partea de meeting management, de ședințe, trebuie să avem grijă să scriem o agendă și să o distribuim astfel încât în momentul în care avem întâlnirea, toți membrii echipei să fie informați, să fie pregătiți în cazul în care li se solicită informații, să repetăm obiectivul proiectului, să revizuim progresul în cadrul ședinței și acțiunile viitoare, să rămânem concentrați pe discutarea progresului, pe atribuirea de acțiuni, pe revizuirea programului dacă este necesar și să evităm să discutăm și alte subiecte care nu au fost trecute pe agendă. Toate aceste subiecte pot fi trecute ulterior într-o nouă ședință. Trebuie să permitem tuturor să aibă șansa de a vorbi, deoarece
nu putem să avem pretenția doar noi să vorbim și ceilalți doresc să vorbească în cadrul unei ședințe, să evităm plictiseala și să încercăm pe cât posibil să ținem o ședință în maxim o oră, să responsabilizăm membrii echipei acordându-le atribuții, să facă, de exemplu, agenda, ei să facă procesul verbal, să le alocăm sarcini pe proiect. Și într-un final, cel mai important este acest rezumat, minuta întâlnirii, în care vom revizui ce s-a discutat în întâlnire, care sunt acțiunile viitoare și data când se va stabili următoarea ședință. Rezolvarea de probleme, pentru rezolvarea de probleme, cel mai important este să identificăm o problemă încă înainte de a avea impact major asupra proiectului nostru, de a deveni o criză. Pentru asta trebuie să construim o atmosferă de rezolvare a problemelor, să încurajăm echipa să vină către noi în momentul în care au o preocupare sau identifică o problemă. Trebuie să folosim soluții structurate de rezolvare a problemelor. Cel mai important este să analizăm care este cauza problemei, nu să ne gândim imediat la o soluție. După ce analizăm cauza problemei, vom identifica diferite variante și opțiuni de a rezolva acea problemă, vom planifica și vom executa soluția. Managementul timpului este foarte important și este corelat cu task management. Cel mai important este să creăm acel plan de proiect cât mai bine și eficient. Trebuie să ținem mereu în considerare faptul că avem regula 80-20 sau principiul Pareto, unde în cadrul unui proiect doar 20% din activități sunt importante și ele produc 80% din rezultate. Trebuie să știm să delegăm acele task-uri care nu sunt atât de importante pentru noi și pe care le pot face și membrii echipei și să creăm în fiecare zi o listă de sarcini de zi cu zi care să ne ajute să putem să ajungem la finalizarea proiectului și să planificăm pe ziua următoare ce avem de făcut, astfel încât să asigurăm o continuitate a proiectului. Și într-un final avem leadership-ul, care sunt abilitățile care sunt însumate și în celelalte abilități pe care le-am prezentat, dar cel mai important pentru un manager de proiecte este să motiveze, să inspire, să construiască o echipă, să negocieze și să comunice în cadrul echipei, să asculte și să influențeze echipa, astfel încât într-un final, împreună, să obțină rezultatul final. Ce fel de proiecte ai coordonezi? În momentul de față, eu sunt alocată pe un proiect de suport de consultanță XML. Suntem 23 de colegi pe proiect, e un proiect internațional. Și este interesant deoarece încercăm să ne extindem în zona de WhatsApp și atunci avem o provocare să putem înțelege și mai ales pentru mine care sunt consultante SAP. E mai dificil să înțeleg și partea de non-stop și în permanență învăț, dintre pe colegi și încercăm să facem o echipă. Și are toată lumea știe german, de exemplu? Sau... Nu, că este în german, deși este la nivel internațional, se duc principal este în Germania, dar suntem foarte puțin văzută. Limba și în proiect este în engleză. Deși uneori, din cauza culturii, avem această barieră în Germania. Deci comentariul în codul spre engleză. Felicitări pentru prezentare. Vreau doar să pun o întrebare care suscită destul de multă pasiune. Am văzut o serie de abilități și cunoștințe pe care trebuie să le știe un manager de proiect. Și aș vrea să înțeleg din perspectiva ta, cum crezi că un manager de proiect ar trebui să aibă și abilități tehnice sau nu? Nu tehnice de management de proiect, ci tehnice din domeniul pe care coordonează proiectul. La nivel teoretic, da, trebuie să aibă și aptitudini tehnice. Din punctul meu de vedere, eu pe ce pun baza acum în proiectul pe care sunt alocată e partea umană. Deci recunosc că din tot ce am prezentat, tot ce înseamnă să fii om și să fii om cu toată lumea, pentru mine este cel mai important. Deși
și tehnic la un moment dat contează, dar pe zona noastră de consultanță, deci nu programare, nu dezvoltare, este foarte important să ai acele abilități sociale. Nu okay. Neapărat și tehnice. Mulțumesc mult! Plăcere! Cristi, îmi pare bine. De ce leadership a fost penultimul tău slide? În prezentare. Nu au fost puse într-o ordine exactă, a fost aleatoriu, leadership-ul le cumulează pe toate. Nu putem să diferențiem, este foarte important, există manageri de proiect, dar care nu sunt și lideri. Este foarte important să știi să fii lider, să știi să respecti echipa, să responsabilizezi, să acorzi încredere și credit echipei. Asta face diferența între un manager de proiect sau un manager oarecare și un lider. Dar nu a, n-a fost pus okay. intenționat okay. ca și Merci. La final. Cu plăcere. Petru Sabadac, dezvoltator Android. Mă întrebam care ar fi pașii pentru a ajunge manager de proiect. Poți începi, de exemplu, într-o companie ca junior project manager undeva sau e mai bine să rămâi în compania unde ești, să crești acolo, să ajungi să cunoști oamenii și așa mai departe? Acum, pe zona care ai spus-o de dezvoltare, practic ar trebui de la nivelul junior. Eu asta recomand. Eu așa am crescut, nu am devenit direct... Eu am terminat management. Aș fi putut să zic, ok, vreau direct să fiu manager. Nu. Trebuie să încep de jos, să crești treptat, să vezi cum se lucrează într-un proiect, să vezi cum se lucrează într-o echipă. Eu inițial am fost team leader, am coordonat o echipă din punctul ăsta de vedere, după care am ajuns pe partea de management. Deci am trecut prin toate etapele și asta e ce recomand eu. Ok, mulțumesc. Plăcere. Bun. O să puteți pune întrebări și la panel, să știți. Dacă tot s-a strânit discuția despre manager versus leader, Crina Pentelejuk, trainer, și în capul meu a fi manager de proiect înseamnă avea grijă de resurse, a fi lider înseamnă avea grijă de oameni. Și vreau să te întreb eu pe tine care crezi că sunt, dacă sunt trainer, asta întreb, care sunt instruirile de bază pe care crezi că un manager de proiect de nivelul tău ar trebui musai să le aibă? Instruirile de bază... Trainingurile la care ai participat sau ce ar trebui să știi, poftim, abilități. Abilități. Pe lângă cursurile de project management pe care ar trebui să le ai pentru a putea face un proiect în Gantt și în toate astea, cu siguranță e și zona asta de soft skills, să mergi la un people management, leadership, de comunicare... Tot ce înseamnă și partea de soft skills. Eu, după cum am spus, eu pun foarte mare accent pe zona asta, din punctul meu de vedere. Ai vreo instruire care te-a inspirat să fii mai aproape de oameni și mai departe de resurse? Nu, e doar apropierea naturală, okay, mulțumesc. Pot să zic. Plus experiența, lucrez în zona de IT de 10 ani de zile. Și cum am spus, am crescut de jos și am avut oportunitatea și mi s-a oferit oportunitatea de a crește. Mulțumesc! Plăcere!